23 de percheziții domiciliare au avut loc astăzi în județele Vâlcea, Argeș și municipiul București, la sediul primăriei comunei Prundeni, locuințele unor foste angajate ale instituției publice și punctele de lucru ale unor firme de construcții. Verificările au fost dispuse într-un dosar de corupție în care fostul primar Horia Horescu este bănuit că ar fi aprobat decontarea unor lucrări de modernizare a unor drumuri de interes local către mai multe firme, unele dintre societățile comerciale aparținând unor foste angajate ale primăriei. Potrivit anchetatorilor, firmele ar fi încasat bani fără să execute lucrările de asfaltare. Polițiștii din cadrul Direcției Generale Anticorupție Vâlcea, sub coordonarea unui procuror, au descins la sediul primăriei din comuna Prundeni, dis de dimineață. Perchezițiile au vizat activitatea compartimentelor contabilitate și achiziții publice din primărie. După ore bune de verificări, anchetatorii au ridicat numai puțin de 30 de saci cu documente. Pentru că polițiștii nu au avut suficient saci, unul dintre angajații primăriei a fost trimis să mai cumpere câțiva. Vedeți! Printre cei vizați de anchetă se numără ex-primarul Ion Horescu și foste angajat ale primăriei Prundeni. Potrivit procurorilor, în perioada 2012-2017, fostul primar din Prundeni ar fi obținut ilegal fonduri guvernamentale pentru modernizarea drumurilor de interes local și ar fi efectuat plăți către anumite firme, fără ca acestea să execute lucrările. Unele dintre societățile comerciale sunt deținute de foste angajate ale primăriei Prundeni. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție și infracțiuni de serviciu săvârșite în perioada 2012-2017 în legătură cu activități de obținere ilegală de fonduri prin programe, surse guvernamentale de către unități administrative teritoriale. În cursul zilei de astăzi, pe baza autorizațiilor emise de către instanță, se efectuează în colaborare cu lucrători de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție 23 de percheziții domiciliare pe raza județelor Vâlcea, Argeș și municipiul București, din care una este la sediul unei instituții publice, iar celelalte la sediile unor societăți comerciale, precum și la locuințele unor persoane fizice. Ce s-a întâmplat? Asfaltul s-a turnat pe niște ulițe, ca să nu zic străzi, că dacă zic stradă, trebuie să aibă apă, canal, iluminat și câte și mai câte, și gazul. Așa. Sunt unele chipurile, cum le-a dat tovarășul Horescu, ca străzi, dar sunt ulițe, care au fost asfaltate pe hârtie, dar în fund au rămas pietruite sau mai de mamă de om. Vestea că mascații au descins din nou la sediul primăriei s-a împrăștiat repede prin comună, iar printre cei care au mers să se intereseze despre percheziții s-au numărat și apropiații fostului primar Ion Horescu. Bună ziua! Sunt percheziții la dumneavoastră în primărie, ne spune și nouă. Așa cum înțeleg și eu. Ce caută? Documente vechi. Documente vechi? De da. Pe vremea domnului Horescu? Da. Lucrări de asfaltare, de modernizare de instituții. Suntem relații contractuale cu firme. De dimineață? Da, de dimineață, de la 7 și mă oferă ceva. Sunt percheziții. Da, mă oferă ceva sunt. V-ați obișnuit cu mascații, cu perchezițiile aici, da, la Prundeni, nu? Da, și la vede mereu. Adică vin des pe aici, pe la dumneavoastră. De când cu fostul primar? De 30 de ani de zile suntem în minciuni. De 30 de ani. Și vorbe urâte pe lângă minciuni. Auzi, că ce mă face? Mă, pe cine caut? Păi pe dânsul, cu tot cu dânsul au treabă. Acte semnate de dânsul între 2012-2017. Contracte cu firme de construcții. Nu știu. Treia balul ăștia. Înțeles. Dar dânsul e sub control judiciar sau? Dacă mă crede, nu știu. 9 persoane, printre care și fostul primar, au primit mandat de aducere la parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea și urmează să fie audiate în acest dosar. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 1 milion de lei. Fostul primar al comunei Prundeni a fost trimis în judecată într-un alt dosar de corupție în anul 2018.
Senatorul Romulus Bulacu a pierdut procesul intentat Agenției Naționale de Integritate. Vineri 6 decembrie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca nefondat recursul declarat de Romulus Bulacu împotriva sentinței din 23 decembrie 2016, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția a doua civilă, de contencios administrativ și fiscal. În aprilie 2016, Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul lui Romulus Bulacu, întrucât în perioada exercitării mandatului de consilier județean au fost încheiate contracte comerciale de furnizare produse între societatea comercială la care Bulacu deținea calitatea de asociat și Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea și respectiv între societatea comercială la care acesta deținea calitatea de asociat și Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăiești, ambele aflate în subordinea Consiliului Județean Vâlcea. Referitor la hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care s-a constatat existența stării de incompatibilitate privind funcția de consilier județean pe care a deținut-o între anii 2012-2016, senatorul Romulus Bulacu precizează: traiectoria mea, atât profesională cât și în viața politică, s-a bazat întotdeauna pe corectitudine și respectarea legii. Legea sprijină continuarea mandatului de senator pentru care am fost ales în 2016 și vă asigur pe această cale că voi analiza în perioada următoare în mod responsabil noua situație generată, însă aștept motivarea deciziei instanței. Până atunci mă voi concentra pe ducerea la bun sfârșit a proiectelor de viitor la care eu și echipa mea deja lucrăm. Fără să comentez hotărârea luată de magistrați, țin să reafirm încrederea mea în instituțiile justiției, atât de necesare în orice societate liberă și normală, susține senatorul Romulus Bulacu. Linie de gardă la tomograful SJU Vâlcea. La solicitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a aprobat înființarea liniei de gardă pentru funcționarea cu regim permanent a computerului tomograf aflat în dotarea SJU Vâlcea. 5 medici specialiști în radiologie și imagistică vor asigura desfășurarea activității tomografului de la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea zilnic, începând cu luna ianuarie 2020. Din luna ianuarie vom avea gardă la tomograf. Asta înseamnă că 7 zile din 7, în permanență, vom avea medici care vor fi disponibili pentru a face acest tip de investigații medicale. Am aprobat solicitarea Spitalului Județean. Urmează acum să intrăm în procedurile specifice prin care vom duce la îndeplinire acest obiectiv important al nostru, și anume acela de a le oferi celor care, din nefericire, ajung în situații de urgență la Spitalul Județean Vâlcea, posibilitatea să facă acest tip de analize la orice oră din zi și din noapte. De altfel, vom proceda la fel cu toate gărzile care se efectuează la Spitalul Județean și în luna ianuarie vom avea o radiografie clară și stabilită foarte clar acest tip de activitate a colegilor mei de la Spitalul Județean de Urgență. Pe această cale le adresez mulțumiri colegilor mei de la Spitalul Județean de Urgență, dar și colegilor mei de la Consiliul Județean, pentru că împreună am reușit să identificăm și să ducem la îndeplinire această provocare extrem de importantă, și anume avem din ianuarie permanență la tomograf. Acest demers are drept scop eficientizarea serviciilor medicale oferite pacienților de Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, care vor beneficia astfel de investigații imagistice la orice oră, chiar și în weekenduri și în zilele de sărbători legale. În cadrul Galei AMR 2019, municipiul Râmnicu-Vâlcea a primit premiul de excelență în protecția mediului și gestionarea eficientă a deșeurilor. La ediția 2019 a Galei Premiilor Asociației Municipiilor din România, desfășurată luni 9 decembrie la București, municipiul Râmnicu-Vâlcea a primit premiul de excelență pentru protecția mediului și gestionarea eficientă a deșeurilor, confirmând în felul acesta eforturile continue ale administrației locale în domeniul asigurării și întreținerii curățeniei orașului. În discursul său de la festivitatea de premiere, primarul Mircea Gutău a declarat că această distincție l-ambiționează foarte mult, iar la ediția viitoare a Galei AMR, municipiul va fi din nou câștigător cu proiectul recent finalizat al arterei de legătură dintre bulevardele Tineretului și Nicolae Bălcescu și rampele la pasajul Tudor Vladimirescu. Dragi colegi, vreau să spun că într-o țară în care
suntem împărțiți după apartenența la un partid sau altul, după apartenența la o zonă geografică sau alta, acțiunea mereului este acțiune formidabilă, este, dacă vreți, ca un pansament, ca un semn de unitate de care avem cu toții nevoie. Vreau să vă felicit de suflet pe toți primarii, indiferent că faceți parte dintr-un partid sau altul, și o fac acest lucru, chiar dacă nu fac parte nici din foști, nici din actuale. Dar acest lucru nu mă împiedică să mă recunosc lucrurile formidabile pe care le faceți dumneavoastră în comunitate și vă spun sincer că vă iubesc mult de tot. Revedem la premiu, sunt onorat să privesc un astfel de premiu în calitatea pe care o am de primar al municipiului Nicu Vâlcea. Acest lucru mă ambiționează foarte mult și vreau să vă spun că acum 2 săptămâni am inaugurat unul din proiectele cele mai mari, cel mai mare, de fapt, proiect din 90 încoace în municipiul Nicu Vâlcea, care nu a fost prins, nu a fost discutat. Și acest lucru mă ambiționează să vin anul următor să ridic premiul. Tot în calitate de primar. Vă mulțumesc! Cea de-a 3-a ediție a Galei Asociației Municipiilor din România a avut loc după o discuție pe teme de actualitate ale administrației locale, derulată timp de mai multe ore între primarii prezenți, președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban. Proiectul privind reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din clădirea C6 a Spitalului Vechi a intrat în linie dreaptă. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a semnat luni contractul de servicii pentru elaborarea studiilor tehnice preliminare, studiu topografic, studiu geotehnic, expertiză tehnică, raportul de audit energetic pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din clădirea Corp C6 a Spitalului Vechi, unde funcționează în prezent secțiile dermatovenerice și infecțioase. Proiectul Reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din clădirea Corp C6 a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, situat în strada General Magheru numărul 54, este vorba de Spitalul Vechi sau Spitalul numărul 2, a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social sub programul Unități Sanitare din Mediul Urban, derulat de către Campania Națională de Investiții. Prin acest proiect, cu o valoare estimată la 16 milioane de lei, se propune reabilitarea, modernizarea și dotarea cu mobilier specific a clădirii C6, unde funcționează în prezent secțiile dermatovenerice și infecțioase. Liga a 4-a vâlceană la fotbal își consumă astăzi jocurile etapei cu numărul 17, ultima a turului. Bun găsit de la Mădulari! Aici unde echipa primarului Daniel Dimulescu primește vizita formației ASE Bărbătești. Partida va fi condusă la centru de Silviu Donțu, ajutat la cele două linii de Cristian George Mărginean și Mădălin Dinu. În clasament, cele două adversare de astăzi ocupă locurile 3, respectiv 11. Trei dintre jocurile acestei ultime runde s-au disputat sâmbătă, urmând ca etapa să se încheie în ziua următoare cu celelalte 6 partide. Prima ocazie a aparținut gazdelor. Robert Marinescu a trimis din lovitură liberă în bara laterală. Alexandru Stoian s-a aflat la locul potrivit, dar a trimis peste transversală. Mihai Clenci a avut și el șansa golului. A trimis plasat peste Cosmin Florescu, dar balonul a trecut alături. Același Florescu nu a putut reține la lovitura liberă executată de Ciprian Popescu, dar fundașul Bogdan Crețu a salvat din fața lui Mihai Clenci. La aceeași poartă, Robert Marinescu a executat perfect pentru lovitura de cap a lui Laurențiu Tânjală, dar Florescu a scos în corner. Lovitura de colț a avut ca protagoniști pe aceiași doi jucători. Marinescu a centrat, Tânjală s-a aflat la finalizare, dar a greșit de puțin ținta. Robert Marinescu și-a continuat postura de executant al loviturilor libere și de această dată a făcut-o cu succes, pentru că
Laurențiu Tânjală a reușit să deschidă scorul. Bucuria gazdelor nu a durat prea mult, pentru că Grigore Huruială a trimis un șut plasat la colțul lung și a înscris golul egalizator. Revenim la poarta lui Florescu pentru o acțiune pornită de la Mihăiță Mateiaș, cel care i-a trimis pe dreapta lui Răzvan Vlad. A urmat centrarea în fața porții. Bogdan Crețu a respins greșit până la Mateiaș, autorul unei execuții de senzație pentru 2-1. Istoria s-a repetat în mod identic, în sensul că același Huruială a înscris din același loc cu aceeași execuție și a restabilit egalitatea, 2-2 rezultatul pauzei. Actul secund a început cu o ratare imensă a lui Popescu, dar să nu neglijăm nici intervenția lui Florescu. Același Ciprian Popescu și-a răscumpărat greșeala după o pasă primită de la Mihai Clenci și gazdele au preluat din nou conducerea. Mihai Clenci a trecut apoi la finalizare și a marcat golul 4 al echipei din Mădulari, după care Ciprian Popescu s-a jucat practic cu întreaga apărare a trupei din Bărbătești și în cele din urmă a finalizat pentru 5-2. Mihai Clenci a scos un penalti după ce a fost faultat de Ionuț Grigorescu, iar Ciprian Popescu avea să-și treacă în cont a treia reușită personală și gazdele s-au dus la 4 lungimi. Avansul a crescut la 5 goluri după reușita lui Răzvan Vlad, după care oaspeții aveau să mai înscrie o dată. La un corner executat de Andrei Milosteanu, Constantin Predescu s-a aflat la locul potrivit și a stabilit rezultatul final. CS Mădulari, AS Bărbătești, 7-3. O victorie care vă urcă pe locul 2. Ce ne poți spune despre jocul de azi? Bună ziua, în primul rând. A fost un meci disputat, mai ales în prima repriză, ținând cont de terenul greu care l-am avut și echipa adversă a jucat foarte bine. Neatenți la două faze în care am luat două goluri pe greșelile noastre, dar a doua repriză, având un joc mai bun de partea noastră, am reușit să revenim să avem un scor foarte bun. A fost un meci greu prima repriză. În a doua repriză am început să ne dăm drumul la joc. Am marcat 7 goluri și sperăm la anul să fie mai bine. Cu câteva achiziții, 2-3 achiziții, sperăm să fie mult mai bine la anul. Rezultatul a fost echitabil până la pauză 2-2. După pauză, noi ne-am impus jocul și pe relaxarea noastră am mai primit un gol. În retur, să ne mai vină câțiva jucători, să ne îndeplinim obiectivul, să putem promova după primele două locuri, locul 1 și locul 2. Dacă nu se poate, mergem și la baraj. A fost așadar ultima etapă a turului, iar campionatul se va relua în primăvara anului viitor, atunci când gazdele de astăzi vor primi vizita formației Viitorul Păușești Măglași. Atât de la Mădulari pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu. Decembrie este ziua în care se consumă ultimele 6 jocuri ale turului din Liga 4-a Vâlceană la fotbal. Am ajuns pentru prima dată și la stadionul din Lăpușata, aici unde Inter din localitate, locul 8 în clasament, primește vizita liderei Oltețul Alunu. Întâlnirea va fi condusă la centru de Marian Truță, ajutat la cele două linii de Alexandru Idu și Ramona Bălteanu. Echipa oaspete pare favorită, ținând cont de faptul că cele două formații sunt despărțite de 15 puncte, dar o eventuală surpriză nu poate fi scoasă din calcul. Gazdele de la Inter Lăpușata au avut lovitura de start, iar meciul cu lidera le-a prilejuit inaugurarea noului echipament alb-roșu, primit de la doi admiratori din Germania, despre care vom afla câte ceva la finalul reportajului. Prima ocazie a aparținut oaspeților la un șut al lui Emanuel Birăruț, rezolvat cu ceva probleme de portarul Codruț Enescu. La cealaltă poartă, Laurențiu Purcaru l-a angajat pe Daniel Bărbulescu, a urmat centrarea pentru Ionuț Florescu, al cărui șut a trimis balonul mult alături. A urmat o lovitură liberă executată direct de Eduard Văcaru, dar fără probleme pentru capitanul Ilie Pașoiu. Gazdele au avut apoi o ocazie imensă la centrarea lui Chitian și devierea lui Florescu, dar Pașoiu a scos magistral de sub transversală. În urma unui contraatac purtat în mare viteză, Adrian Birăruț a depășit întreaga apărare a interiștilor și oaspeții au deschis scorul. Neculai Grecea ar fi putut dubla avantajul liderei, dar încurcat
oarecum de fundașul Adrian Drăghici, a trimis incredibil pe lângă poartă. Centralul Marian Truță a considerat fault intervenția lui Dacian Rada asupra lui Purcaru și a dictat penalti în favoarea gazdelor. Tudor Chitian nu a ales cea mai bună soluție, a trimis alături și a irosit șansa egalării. Același jucător și-a răscumpărat greșeala în debutul actului secund, atunci când o semnalizare de offside a fost anulată regulamentar de centralul întâlnirii, pentru că suspectul Văcaru primise balonul de la adversar. Cert este că Tudor Chitian a împins balonul în plasă pentru 1-1. O degajare lungă a lui Pașoiu l-a găsit la locul potrivit pe Emanuel Bireruți, autorul golului, în urma căruia echipa din Alunu a preluat din nou conducerea. A urmat o eliminare în tabăra gazdelor și încă una pentru faultul lui Laurențiu Nicolae asupra lui Grecia, infracțiune care s-a soldat cu un penalti transformat de Marian Păun pentru 1-3. Și totuși, interiștii nu au depus armele, iar o pasă a lui Laurențiu Purcaru l-a găsit bine pe Ionuț Florescu, al cărui șut plasat a făcut ca echipa președintelui Viorel Zanfirache să se apropie la un singur gol. Speranțele s-au năruit însă, pentru că Ion Mazilu și apoi Nicolae Grecia și-au dus echipa la trei lungimi. Gazdele nu au cedat total și au obținut o lovitură de la 11 metri, executată și transformată de Eduard Văcaru, astfel că Oltețul Alunu se impune cu 5-3 și își consolidează fotoliul de lideră, în timp ce Inter Lăpușata își păstrează poziția a 8-a. Ce poți să ne spui despre meciul de azi? A fost un meci foarte greu, terenul foarte greu, am luat două roșii, am ratat penalti, îmi pare rău că am ratat. Mai mult de atât nu pot să spun nimic. Un meci foarte greu, datorită, de fapt, din cauza jucătorilor suspendați din etapa trecută. Echipa pe primul loc foarte bună, a avut un joc foarte bun. Ce pot să mai spun? Câteva concluzii acum la jumătatea campionatului. Mai este de jucat tot returul plus play-off-ul. Încă mai sunt jocuri, sperăm să ne revenim. Și sperăm să fim acolo. A fost un meci destul de greu cu o echipă care ne-a pus probleme, o echipă muncitoare. Din punctul meu de vedere, mult mai slab calitativă decât echipa noastră. Au avut și puțin noroc, dar per total ar fi fost bun rezultat de egalitate și sperăm în retur să câștigăm mai multe meciuri și să ne clasăm mai sus în clasament. Unde credeți că s-a făcut diferența la acest meci? În primul rând felicit echipa după primul loc, au jucat mult mai bine decât noi, au avut puterea de a se concentra asupra jocului. Am un penalti, cred că acolo s-a rupt jocul nostru. Parcă avem ghinion, nu suntem în stare să o băgăm în plasă din penalti, la fel cum a avut și etapa trecută. Am avut la 2-1 pentru echipa adversă. Am avut penalti, nu ne-am concentrat, nu am dat gol, la fel s-a întâmplat și acum. Apoi, jucătorii nu au puterea de a trece peste momentele grele. Trebuie lucrat un pic la psihicul jucătorilor, pentru că, per total, jocul nostru a fost mult mai bun față de echipa adversă. Eu așa consider, am pasat mult mai mult, am jucat mult mai bine decât ei, dar nu am putut să ne concentrăm. Iar ca și etapa trecută, două eliminări. Aici s-a rupt jocul, nu am putut să mai continuăm. Câteva concluzii la jumătatea campionatului. Echipa s-a comportat foarte bine. Am avut meciuri la care nu ne așteptam să câștigăm și am câștigat. Sperăm să ne concentrăm, să mergem în continuare, să ne clasăm pe primele locuri la sfârșitul campionatului. Nu știu, n-aș vrea să zic că ne-a purtat ghinion echipamentul. Echipamentul l-am primit de la doi băieți, de la Roșiile, gemeni. Le place fotbalul, le place sportul, unul dintre ei este arbitru în Germania, ne-a făcut cadou un rând de echipament, alb-roșu. Am și zis băieților să nu cumva să faceți ce a făcut Dinamo aseară și văd că au făcut pe invers. Da.
Mulțumim băieților de la Roșiile și sperăm să-i atragem în continuare către echipa noastră și să obținem rezultate mai bune în primăvara anului fotbalistic. Ce ne puteți spune despre echipa dumneavoastră? Această echipă a fost, denumirea acestei echipe este din anul 1985, când a fost înființată AS Inter Lăpușata. A avut o perioadă de funcționare de vreo câțiva ani, după aia s-a întrerupt funcționarea pentru că nu am mai avut bază sportivă, adică terenuri de joc. Cu timpul am reluat din nou activitatea, am ajuns consilier la primărie cu ani în urmă și m-am ocupat de înființarea unei baze sportive exact pe terenul acesteia. Nu era, bineînțeles, în situația în care, ajungând primar, am reușit să o amenajăm cât de cât. Mai e de lucru ceva la suprafața de joc, dar interior, dușuri, vestiare corespunzătoare, încălzire centrală, o tribună, păcat că nu mai sunt spectatori, prea puțin, e și timpul răcoros acum și nu mai vin, apă curentă, deci toate utilitățile. Este o echipă, na, nu putem să spunem că este atâta de bine, pentru că noi ne întâlnim duminica, echipa băieții se întâlnesc numai duminica, nu avem una să facem antrenamente în cursul săptămânii. Consiliul local, primăria, i-a sprijinit cât a putut cu echipamente, cu cele necesare pentru funcționarea echipei. În primăvara anului viitor, gazdele de astăzi vor primi vizita echipei din Șușani, în timp ce lidera va juca în deplasare la Sălătrucel. Atât de la Lăpușata, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu.